Cum părintele Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, mulțumesc foarte mult, părinte, că sunteți alături de noi astăzi, într-o zi în care familiile de români s-au rugat pentru pace, pentru liniște, într-o zi de mare sărbătoare de Sfânta Parascheva. Doamne, ajută! Sunt români care au nevoie de ajutor acolo în Gaza, sunt blocați și le e frică că va urma un adevărat iad dacă intră trupele israeliene acolo, pe urmele teroriștilor. Au cerut ajutor, dar nu știu dacă poate fi acordat acest ajutor. Expiră ultimatumul dat civililor la ora 16 să părăsească zona. Papa Francisc a sunat în Gaza și a cerut să fie ajutați civilii. Sigur, războiul este ce poate fi mai urât, mai negru, e nedorit. Și iată, uneori pornește câte un război, parcă din senin, din dorința de răzbunare a unor oameni însetați de sânge. Sigur, trebuie să ne rugăm ca toți cei care doresc răzbunări sau să facă măcel fără o rațiune, să primească raze de lumină, că numai Dumnezeu ne poate ajuta în aceste situații grele. Toate alianțele nu se pot face într-o clipă. Într-o clipă doar Dumnezeu ne poate ajuta. De aceea ne vom ruga intens și eu voi sta în genunchi și la noapte și voi face rugăciuni de pace și iată, nădăjduim că Dumnezeu nu ne va lăsa. Ne rugăm pentru toți oamenii, de toate neamurile, de toate credințele, pentru că aproapele nostru este orice om și viața fiecăruia din semenii noștri trebuie să o protejăm. Nădăjduim în mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru că oamenii greu pot să înțeleagă aceste lucruri grele. Războiul nu are rațiune. Războiul pornește din instinct, din mânie, din dorința de răzbunare de multe ori. Sigur, au fost și războaie de apărare a gliei, a credinței, a neamului, dar iată, sunt războaie neașteptate, pentru că cel viclean caută să învrăjbească oamenii. De acolo este cauza războiului de la cel viclean. De aceea noi rugăm pe Dumnezeu să îl învingă pe cel viclean și să oprească războiul. Voi avea la noapte și molitele Sfântului Vasile și rugăciuni pentru pace, ca Dumnezeu să-și facă milă de toate neamurile și mai ales la locurile sfinte, să avem acces să mergem mai departe, că de acolo ne vine lumina, adevărul și puterea credinței. Ce puternic e mesajul dumneavoastră, părinte, că vă rugați pentru toate neamurile. Cât de bine ar fi ca toate neamurile să trăiască în pace și să pună pe primul loc aceleași valori de iubire, de respect pentru semeni. Ce bine ar fi ca toată lumea să-și unească forțele pentru a construi.